așa. Strâns, strâns mă ține. Strâns o ții. Și nu-i dai voie să meargă singură. Niciodată. De ce? Nu o calc o mașină. La numai 5 ani, Andrei dă dovadă de o responsabilitate pe care uneori nici la matur nu o întâlnești. Deși zilnic vine împreună cu mama sa la grădiniță, el este cel care o duce de mână, o ajută să depășească obstacolele și îi șoptește cine sau ce vine în față. În curtea grădiniței, drumurile lor se despart, dar numai la câțiva metri și numai până seara. Natalia merge să muncească în sala de călcat, iar Andrei să se joace cu copiii. Aici este locul meu de muncă. Nu în privința banilor, pur și simplu sunt între oameni, sunt încadrată în societate, mie îmi place și eu sunt de folos. S-a angajat la grădiniță imediat ce a aflat că este un loc liber. Zilnic calcă până la 30 de seturi de lenjerie de pat. Chiar dacă nu vede, totul îi iese la dungă. Fierul de călcat, poate când încă vedeam, poate da, dar acum nu. Nu a fost așa mereu. Viața i s-a întunecat acum 14 ani, în urma unui stupid accident. Când aveam vârsta de 20 de ani, învățam la Universitatea de Stat, la Facultatea de Ecologie. Și acasă, din nefericire, am luat o colbă de acid azotic, așa s-a întâmplat că am avut acasă, și ea a plesnit. Și tot când a venit, tot în față. A rămas nevăzătoare, mi-a dat grupa 1 de invaliditate. Se bucură că deslușește cumva ziua de noapte și culorile unele de altele. A încercat să se trateze la o clinică din Odessa, dar fără niciun rezultat. Ce a ars, a ars, spune ea. În schimb, la clinică a găsit o altă lumină. M-am întâlnit acolo cu un băiat ucrainean, m-am căsătorit, am avut și eu nuntă, am născut, am un băiețel. Serios, vă spun, eu încă pe băiețelul meu nu l-am văzut la față. Eu îmi închipui cum el poate fi, dar nu. Nu, nici pe părinți de 14 ani, eu la față nu i-am văzut. Ambiția sa a transmis-o și colegilor de la grădiniță, care spun că Natalia se descurcă mai bine decât un văzător. Nici nu ne-am așteptat la Natalia să se descurce așa de bine. Îl îndeplinește funcția și o îndeplinește foarte bine. Teatrul Cehov. Aici găsim o mică gheretă unde Sergiu face copii la diverse documente. Malinca dvir, nu ne umie через неё проходить. Spațiul sub scări îi este limitat, cum de altfel îi sunt limitate și capacitățile vizuale. Percepe lumea din jur la circa 30%, însă acest lucru nu l-a împiedicat să pornească acum 4 ani propria afacere. Странно на тебя смотрят. Вот, и не говорят открыто, но потом как-то не берут на работу. Вот. И я понял, что как-то вот нужно, может, самостоятельно. 4 года, и я как бы уже научился, приспособился смотреть там как что делать. Orarul de lucru este foarte încărcat. Pentru Sergiu nu există zile libere. Во-первых, мне нравится работать, а во-вторых, мне тут удобно и как-то комфортно и спокойно. Și muncește nu numai din plăcere. Strânge ban cu ban în speranța că într-o bună zi va reuși să-și mărească mica afacere de sub scări. Заход лас либер нижос. Мы налез в либер нижос захода. Din fost șofer de excavator, Ștefan Prodan a ajuns specialist în masaje. Am învățat la școala societatea orbilor și pe urmă am învățat la Universitatea de Medicină și pe urmă am fost 21 de zile, am fost la în Ucraina. Și el a avut un moment care i-a împărțit viața în două, până la orbire și după. Ce s-a întâmplat? Mă păli calul și nu sărit ochi. S-a conformat dizabilității, dar nu și modului de viață care i-o impune aceasta. Suntem la piață, m-am cherut-o, dar am înțeles că pot lucra lucrul ăsta și o fac mai bine ca un învățător, dacă un masajist. Da? Asta e un lucru gustor, și mai ales care vrea să-l facă din inimă, din toată inima, da? Da. Care vrea să lucreze, să cunoască 206 oase și 400 de mușchi, să-i cunoască, să-i știe. Chiar dacă este obositor, se bucură că pragul lumii sale întunecate și a cabinetului de masaj îl pășesc în unele zile și până la 30 de pacienți. Ștefan Prodan este unul dintre acei oameni care a demonstrat că poate vedea lumea altfel, chiar dacă nu o percepe vizual. A dat o lecție de ambiție și a arătat tuturor că fiecare om își are un rost în viață. Ca să le fie slab văzătorilor și nevăzătorilor mai ușor să deschidă o afacere, unele ONG-uri au venit și cu idei în acest sens. Așa cum au făcut-o Societatea Orbilor din Moldova și Centrul de Susținere în Business pentru Nevăzători, acestea au lansat proiecte care să-i ajute atât pe oamenii cu deficiențe de vedere, cât și pe angajatori. Noi venim să compensăm această
dizabilitate să achităm jumătate din salariu pentru o perioadă de 3 luni. În plus, angajatorii sunt sfătuiți cum să amenajeze un spațiu de muncă pentru o persoană slab văzătoare, spre exemplu. Asta nu înseamnă decât compensarea luminozității printr-o simplă lampă cu cupolă. Asta înseamnă schimbarea culorii suprafeței de lucru, care ar mări contrastul de culoare. Iar în cazul în care lucrează la calculator, un deficient de vedere are nevoie de un program asistiv. Asta ar însemna zoom text, o adaptare a dimensiunii de literă, a caracterului de literă, conform necesităților. În cazul nevăzătorilor, există un alt program care se numește JOS, cu sinteză vocală. În această săptămână, Centrul de Susținere în Business pentru Nevăzători a lansat la Chișinău și un magazin social, cu sprijinul unor fundații olandeze, veniturile căruia sunt direcționate strict pentru susținerea acestei categorii de oameni. Avem contracte de colaborare cu diferite fundații, după care noi deja le aducem în Moldova, le devamăm, achităm taxe, achităm transportul și deja le stabilim în magazin. Sunt la moment 15 persoane care au dezvoltat afacerile și 9 persoane actual sunt la etapa de lansare. În Moldova sunt înregistrați circa 10.000 de oameni cu deficiențe de vedere. Deși 33% dintre aceștia ar putea lucra, doar 4% și-au găsit un loc de muncă.